Prin acest proiect de lege, încă o dată, se demonstrează că problema Republicii Moldova sunt deșeurile. E o mare problemă, așa-i? Dar, studiind acest proiect de lege, n-am găsit mecanismul prelucrării deșeurilor politice. Cum vedeți dumneavoastră mai departe acest mecanism? Soluția este simplă, democratizare, transparență, presă, societate, carte, multă, 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 multă. În momentul în care o societate este departe sau s-a fost ținută departe de carte, prin anumite regimi, desigur că este complicat ca să rezolve această problemă. Școala, din punctul meu de vedere, școala, fortificarea, educația sub toate formele, educarea și reeducarea educatorilor este pavaza, este garanție că noi vom putea să eliminăm gunoaiele, inclusiv cele politice din viața noastră.